Ia să vedem, O Tomi, dacă tu-ți mai aduci aminte de povestea asta. se? Aveți pană? Francezi, Francezii <laughs> au venit în România. Să ne imaginăm în 1991, zic eu. Bine, normal ar fi fost să încep și eu cu prezentările, dar una la mână. Aș zice că titlul e suficient de sugestiv. Și a doua, chiar trag speranță că după miile de kilometri de zbor în cele mai dure competiții ale lumii, măcar bănuiți ce campion pur sânge avem în față. Deci mă întorc la francezi, ca așa a început totul. Auzi, bă? Da. 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 Ce, bă? Ce au francezi ăștia la masă? Bă, așa m-am gândit eu, Tomi, îți spun sincer, atunci când uh, au venit prima oară francezii la tine, în 1991, 91, da. bă, să fi fost eu unul din băieții ăștia doi, cred că așa stăteam și eu, Spriponit pe un gard, ăsta și te întrebam, bă, Tomi, ce au vrut, bă, francezii ăia? Au venit întâmplător, după Revoluție, așa și uh, le-a plăcut atmosfera noastră din, din Parâng și au Cred. venit pentru o zi și au stat o săptămână. Deci, iar, de cap. Da, foarte fain. Și ce făceau, cu ce se ocupau ei? Erau uh, parapantiști. Parapantiști. Chiar? A, exact. Atunci au venit, uh, au venit prima oară în, în România nici măcar pe internet, că nu aveam acces la internet pe păi vremea nici aia. Nu știu clar. Dacă... nici nu era. Da, nu, nu cred că era în nu, 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 nu mai am aduc că acum... Nu, în nu, nu aveam acces la internet. Uh, Ne-a pus o casetă video și da. ne-am uitat la parapante și ne-am uitat la saci și mi am întrebat prin, mai mult prin semne, că dai seama, da, nu... Toți vorbeam limba manuală da, era, pe vremea era aia. o limbă gimnastică <laughs> <laughs> internațională. Clar. Și, și a doua zi am ieșit afară le-a plăcut uh, foarte mult de noi și era nealiviu uh, mentorul nostru, da. care a făcut separașutism în, în armată și l-a pus să alerge cu ea și de acolo a venit vorba noastră, alergă gheolbane, știi așa, în gașca noastră de <laughs> parapantiști și acum, în zilele astea, când nu alergă unul bine la decolare, zici alergă gheolbane, deci de acolo se trage oarecum. Uh, și am avut așa un pionierat cu burovin, cu întorse, cu tot felul de chestii, ah. dar nu ne-am... Nu, nu ne-am să mă gândesc, bă, ăsta e un nume după aia mea asta, că e medicament ăsta. Era, o chestie care se punea în lighean, stăteai cu uh, Niște da, ca de, să da, le dizolve așa în apă, roz așa frumos. exact, da, exact, da, exact. La, 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 exact. am trei și eu așa. până ele, a, exact. Așa. Da. Și ai cu gleznele, să se desufle gleznele. Să... Și o, a doua zi, cu feșe elastice, o luam din... De la capăt. De la capăt. Dar așa a început istoria parapantei în viața ta, ca să Zborul pentru tine atunci a început, practic. Exact. Pionieratul ăla, făceam analiza zborului seara și după toate incidentele astea, trageam concluzii și încercam a doua zi să facem din ce în ce mai bine. Și după aia am prins reviste, am citit din reviste și așa am descoperit pe propria piele zborul. E, și de aici încolo, țineți-vă bine că începe una dintre cele mai pasionale povești din Valea Jiului. Acum, eu nu vreau să stârnesc o furtună emoțională în sufletul tău, dar simt neapărat nevoia să spun uh, un lucru. Tu ești un atlet uriaș. Sper din tot sufletul că tu realizezi cât ești de mare și de valoros. Mie mi se pare că tu meriți mult mai mult decât ai obținut până acum, cel puțin din punct de vedere al percepției, din punct de vedere al recunoașterii. Pentru cei care nu te cunosc, ar trebui să știe că avem în față unul dintre cei mai mari atleți, care este și instructor de zbor, și alpinist, și salvamontist. Un om care are niște performanțe extraordinare, care este extrem de iubit în lumea întreagă. Asta e cumva, dacă vrei, durerea. Adică, dau un singur exemplu, da, e celebrul uh, Ex Alps, da, un uh, traseu uh, extrem care pleacă din Salzburg și se termină la Monaco, unde până acum au fost 9 ediții. Urmează anul ăsta să se întâmple cea de a 10-a și tu ești singurul din lume care a participat la toate cele 10 9 ediții și va participa și la a 10-a și ești, cred eu, de departe cea mai iubită prezență la această competiție pe care o cunoaște toată lumea. Dacă noi nu suntem atât de familiar cu ea, încă o dată vin și spun că e, e și vina mea pe undeva și vreau să restabilez puțin măcar egalitatea pe tabela de și dacă nu să dau și eu un gol. Am simțit nevoia să spun lucrurile astea Tomi pentru că lumea trebuie să știe că nu e deloc întâmplătoare prezența ta aici. Am îți mulțumesc de apreciere. <laughs> da, e Xalb sub mie mi-a schimbat viața din uh, 2003 de când am fost selectat la prima ediție. Am fost selectat 17 piloți din toată întreaga lume. Uh, în, în prin april, luna aprilie să depus CV-urile și în mai ne-a anunțat pe cei 17 pe care vom participa, era chiar de ziua Franței, de 14 iulie, da. când plecam de pe ghețarul Dachstein și era o transmisiune în direct pe Oro News și spuneau că acești piloți vor pleca într-un proiect care va fi sau nu va fi posibil. Deci era un proiect tampon care nu se știa dacă va fi posibil fizic ca omul să traverseze Alpii și să ajungă la Monte Carlo. A fost, un, a fost de, o competiție de succes da. și am făcut să zic așa o figură frumoasă de la prima ediție le-am le, să zic, le -am atras atenția prin, prin încăpățânarea mea și prin ambiție și eram oarecum timorat când am luat startul de pe ghețar erau cu eu eram campionul României și cam atât să zic pe vremea aia și erau campioni mondiali, erau campioni europeni și în momentul când am plecat, la ora 2 fix, am plecat de pe Ghețar, toți dintr-un dintr cilindru termic, da. era linia de cabină, trebuia să stăm din de linia de la telecabină de la gheță, de pe Ghețarul Dachstein. Da. La ora 2 fix 00 am plecat și seara la 6 când am aterizat, fiecare la un moment dat ne-am luat strategia de individual. Sigur, unde crezi Pe, tu că e cel mai bine. După aerologia terenului, după soare, după nori, după smulte, bă, nu așa. Da. La seara la șase când am aterizat, mă sună suporterul și îmi spune Tomi, ești nebun, ești în primii trei. În momentul ăla am simțit așa o, un fior și o... o deci chiar am, în clipa aia am, am, am motivat și am uitat cu cine concurez. Deci a fost, a fost un punct important pentru mine clipa aia. Tu ești născut în Brașov, da? Născut în Brașov, De da. felul tău, da. da. Cum ai ajuns pe Valea Jiului? Părinții mei s uh, au despărțit când aveam eu doi ani da? și mama mea s-a mutat cu tatăl meu care m-a crescut în Valea Jiului. A fost detașat de la o întreprindere din, din Brașov, la, în Valea Jiului, la, la mină. Da. Și așa am ajuns întâmplător de la doi ani în Valea Jiului. Uh, și... Am rămas în Valea Julii. Sigur, tu de acum ești deja asimilat zonă, ești da. un veritabil momârlan, cum se exact, cheamă acolo, nu? Exact, da? da, deci... Cum își spun oamenii cu mândrie și foarte bine fac, foarte frumos. Mie îmi plac foarte mult toate lucrurile astea care țin de specificul local. Ai apucat să și lucrezi vreodată în mine? Am apucat la, când eram la seral, am lucrat la suprafață 2 la ani de zile. Da? Și la 18 ani, tatăl meu care m-a crescut a avut un incident în mină și a decedat. Și atunci am, aveam 3 frați mai mici, și am apucat să lucrez un an la mină până la 19 ani făceam dimineața eram la muncă după masa la între seral și muncă eram la box făceam da. box la așa și pe vremea aia cu Miron Cosman a, a fost am f mers la o competiție de, de box care el făcea tot felul de campionate balcanice și tot felul de de și da. așa locale și m am băgat în locul unui coleg care avea experiență să boxez cu campionul balcanic. Și întâmplător l-am reușit să-l înving la și, da, și m-a scos din producție. Și a vreo doi ani am devenit sportiv, sportiv. profesionist. Am înțeles, pe da. Și după aia m-am retras din chestia asta. De... Eu deja din adolescență mergeam la munte pe, prin weekenduri de, 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 descoperisem și parapanta. Eram și la un club de orientare turistică, alergam foarte mult pe munte. Atunci am înclinat mai mult către latura asta, mă simțeam mai mult, mai împlinit și mai... acolo mi-era locul, să spun așa. Deci, cumva, zona te-a ajutat să te apropii foarte tare de munte, pentru că Petroșian, sigur, e la baza parângului și e n-ai cum să scapi. E destul de puțin probabil să nai Te curentează. Parângul este și un munte superb care super, te curentează. Da? Eu n-am apucat încă să mă sui pe parângul mare, m-am oprit la parângul mic. Sunt foarte cucerit de întreaga zonă, trebuie să mărturisesc lucrul ăsta. Am fost cu niște prieteni foarte buni din Petroșani, care m-au dus pe parângul mic și după aia am decolat cu snowboardurile în jos pe Slima. N-am avut curaj să urc încă pe parângul mare, spun și de ce, pentru că am avut și copiii cu mine și mie mi-e frică de faptul că dacă ajung pe el, o să simt neapărat nevoia să o iau și la vale pe canalul ăla. Și nu o știu să... dacă încă e bine să o fac asta împreună cu copiii mei. Poate ar fi bine să o fac eu împreună cu băieții de acolo și după aia să vedem exact cum e. Da. Aici aș vrea să fac o paranteză, după în mare. Uh... Zi, uh, când e atmosfera limpede de pe Parângul Mare uh, în față e partea sudică a Olteniei și în da. spate deci se vede Făgărașul dacă te, te uiți pe Harta României vezi jumate din România cu ochiul liber, are o deschidere de foarte mare Parângul Mare extraordinar, da. extraordinar dar este absolut superbă zona deci tu fiind crescut acolo nu prea ai avut cum să scapi, te-ai îndrăgostit de munte ți-ai propus de la început să te duci pe zona asta de sport să devii un sportiv de performanță? Te încântai de asta din... sau mai degrabă erai tentat să ajungi să, nu știu, să lucrezi, să-ți cauți un, un job, să lucrezi la, mă rog, la mină sau în altă parte? Știi ce sentiment am, am când, de câte ori ajung la final, de exemplu la Monte Carlo pe acea saltea la final, da. țin minte din adolescență și din perioada mea de pionierat, după ce am descoperit zborul după 2 ani, am început să zbor de sus din parângul mic, unde ai fost și tu, da. și de jos de unde am casa, de la 1500 de metri, făceam câte 7-8 zboruri în fiecare zi până în vârf acolo, mă antrenam, ajungeam transpirat, îmi dădeam un tricou jos, în luam altul și îmi imaginam eu și ridica mâinile și ziceam o să ajung în campion. Deci mă... mă, mă, mă cum să zic, mă încurajam. Ha, mi se face pielea de găină acum, da, când deci, povestești. Deci urcam... Și deci chestia și asta și pe jos, pe jos, de la, pe tine, pe jos, da? de la până, 1500 până la, până antena la 2074. Acolo. Urcam de 7-8 ori pe zi, uh, deci lumea atunci a început să mă recunoască, cum uh, uh, a, ne fac așa o glumă, da, nebunul ăla care alerga cu sacul în spate. <laughs> de, da. Și, de, <laughs> <laughs> și nimic n-a fost întâmplător. Pe mine m-a ajutat foarte mult motivația asta, că eram îndrăgostit de zbor și visat, de mișcare. ai văzut acolo deja. M-am văzut acolo și de câte ori de aia și am întâmplător nu întâmplător am schimbat anumite reguli în X-Alps din cauza mea a pus somnul de noapte cele 3-4 ore că eu forțam atleții și alergam două zile trei zile fără să mă opresc de aia Incredibil. am un record în 2007 când Prințul Albert mi-a dat distinția de X-Alpsman pot să mă mântresc cu omul, chestia omul competiției cum ar fi. Da, omul, da omul competiției undeva în Elveția de la pe, înainte de furca pas, e furca pas, sober, pasul și andermatul, sunt trei pasuri de peste 3000 de metri, am alergat în 32 de ore 172 de kilometri fără să mă opresc și atunci au zis că imposibil sunt dopat și uh, de atunci au început să schimbe regulile, că îi forțam pe ceilalți atleti să, să meargă noaptea și nu aveau rezistența mea. ce și... după, Puțină slană, cum e la noi. La Monte Carlo am cerut să fiu dus la, și am fost dus la Nisa și s-a scos o hârtie oficială că sunt curat. Că ești dopat doar cu slană și ceapă. Da, exact, exact, exact. Asta se obișnuiește acolo, de Da, exact. da mai este absolut impresionantă competiția, de-aia spun că tu ești foarte mare, nu mare. Deci, Tomi, vorbim de o întrecere absolut nebună, da? În care niște atleți care cred că pot învinge orice obstacol, care cred că pot trece peste orice limită, se adună în Salzburg și iau startul cu destinație finală Monaco. Monaco, exact. Hai de Tre Trec prin uh, vreo 10 puncte de la ediție la ediție, l-au făcut din ce în ce mai complex, da. din zigzag, unde trebuie să iei un, de exemplu un cilindru în aer, cum e la Matterhorn, de un cilindru de un kilometru, sau să aterizezi într-un punct pe un vârf de munte sau în vale, să semnezi, să pleci mai departe. Ca să se asigure că ai bifat niște puncte. Da. Traseul e prin Alpi, exclusiv prin Alpi, da? Da. Și aveți voie să alergați sau să zburați? Să zburăm și de, deci trecem, exact cum ai zis, din Salzburg de la plus 20 de grade și seara poate suntem pe un ghețar la minus. Sigur. Deci trecem de, de, foarte rapid de la o stare la alta. Atletul nu are voie, deci are voie să. echipa e făcut formată din uh, suporter și atlet, da? Uh, Suporterul mă urmărește pe live-tracking și. Vede că am prin ce zona a aterizat și mă așteaptă undeva pe vale să-mi dea alimente, baterii și așa mai Aha, departe. Da. da S-au întâmplat cazuri când poate m-am -am întâlnit pe două zile cu suporterul. Ai pierdut pot... legătura? Nu neapărat nu avea el drum de acces și eram undeva pe munte. Am dormit în parapantă, pe munte, pe ghețari și am mers mai de departe. Căpana. Da. Depinde de situație. Da. Tu îți ai în caut... spate doar parapanta? Doar parapanta. N-ai sac de dormit, n-ai cort, n -ai... Nu, nu, nu. Deci ai parapanta, niște alimente, GPS-ul și parașa de rezervă, seleta, casca, deci e o echipament obligatoriu, care la început erau către 20 de kilograme, acum a ajuns la vreo 10-12 kilograme în spate, deci a evoluat foarte mult echipamentul. Sigur. Bă, dar asta ăsta e mă survival, de fapt restul sunt glume de televiziune, noi. e? Adevăratul a fost, survival ăsta este. Da, a fost, am, chiar am o experiență undeva în Franța, când ex-suporterul foarte grăbit după amiază mi-a spus că am 18 km, dar noi cum ne-am grăbit, intra o furtună, nu ne-am uitat pe hartă, că avem diferență de nivel de coborutomie și de urcat la 3000. Și am rămas blocat undeva pe munte, la 3000 de metri, la un vânt de 80 de km la oră, Mama. dezbrăcat, nu, nu-mi luasem echipamentul că gândul că eu știam că în 3 ore voi ajunge la mașină, dar nu da, a fost așa. A fost așa. Și a fost o noapte nebunească unde a trebuit să lupt cu hipotermia, să fac flotări, inclusiv mi-a fost o chestie nebunească, mi-am dat cu o piatră în cap să, nu mă ia somnul, că fiind salvamontist știu ce înseamnă să faci hipotermie, să rămâi, să adormi și să, nu te... Dacă te Poți să îngheți și să nu te E cea mai ușoară moarte. Te, ia căldurile, visezi frumos și nu te mai trezești. M-a luat exact treaba asta, am realizat, mi-am dat o piatră în cap și Aveam o chestie psihologică, aveam un SOS, dacă apăsam două butoane, venea elicopterul, mă lua, dar era abandon. Și aveam o slăbiciune, nu neapărat că aveam gândul să-l opresc și să nu mai fiu cu gândul la el. A fost o chestie nebunească, l-am luat, l-am spart, l-am băgat în pungă și am zis, în clipa asta eu trebuie să lupt, sunt singur. Și a trebuit să lupt foarte, foarte mult toată noaptea, cred că am făcut în viața mea n-am făcut atâtea flotări într-o noapte sau genuflexiuni sau mișcare, m-am învelit cu parapanta, mi-am înghețat parapanta, am învelit cu parașa de rezervă, cu toate, până la 5 dimineața când a început să treacă furtuna să se crape de ziua, printr-un tremurat foarte așa, mai agresiv, am început să-mi bag echipamentul și într-un kilometru de mișcare am uitat tot ce s-a întâmplat, am ajuns într-un punct de decolare la ora 9, foarte bun, mi-am scos, mi-am înșirat parașuta, parapanta, toate să mi se usuce și la ora 12 mi-am mi pliat parașuta de rezervă și la ora 12 am zburat și a fost, am continuat spre Monaco și a fost... Mai de cap. O, o... Mamă, deci este de domeniu incredibilului, dar lucrul ăsta se întâmplă și nu o dată. Tu ai fost la toate cele 9 ediții de până acum toate cele noi ediții și în anii impari de, am deja patru ediții de Xpir, ceva similar în anii impari. An, în, anii, în anul imparii e X-Alpsul și în anul par cu 2020 să da. i Pirinei. Anul trecut s-au ținut din cauza anul, pandemiei. Traversăm de la Hondaribia la San Sebastian, exact pe granița Franța de Spania, toți Pirinei. Deci de pe 5 ori am traversat și Pirinei. Mamă. Și am și iar ca și antrenamente, nu ca și competiție Himalaya traversată în competiție cu mine nu cu vulturi himalaieni unde am stat 8 luni de zile în Nepal unde lucram și tandemist, unde zburam turiști mă și îmi luam zile libere și mă antrenam pentru mine să și zburam cu simpla și mă torceam după o săptămână în Pokhara unde stăteam om sănătos, ăsta e om sănătos da, um, El, tu um, ești om um sănătos, um sănătos să știi Noi am trebui să luăm, ar trebui, de asta spun că Poate că exemplul tău ar trebui să fie mult mai popular, poate că tu ar trebui să fii mult mai desprezent în mintea noastră și memoria noastră afectivă, ca să ne aducem aminte de fapt că e și multă sănătate la mijloc. Că lumea zice, da, bă, ăsta e nebunul ăla de Tomi Coconea, știi? Dar oamenii când spun că la e nebunul ăla o spun în sensul frumos, adică e, știi cum da, e? Rei, e, e, exact e un nebun spui. frumos. Cre da, și mulți străini îmi zic crazy man, dar într-un mod plăcut. Plăcut, așa da, 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 admirativ în <laughs> sensul ăsta. Și de fapt e foarte multă sănătate în tot ceea ce faci tu. Și să mai bănuiesc că ești mai mult decât călit, adică pentru tine temperaturile scăzute nu prea înseamnă nimic, Aia înseamnă, te văd dimineața și așa ieșind în tricou, cu gheață pe tine, apă rece, dușuri reci, bănuiesc că sunt așa, adică n-am ce să fac cu ele. Da, întâmplător ai văzut și unde locuiesc, locuiesc într-un gol alpin la 1500 de metri și acolo a fost visul meu să-mi fac casa și am fost încăpățânat și acolo mi-a... ai, acolo, -ai acolo împlinit am... visul. Vrei să spun ceva, Tomi? nici nu mi aș fi închipuit în altă locație. Mi se pare că ăla e de fapt locul tău. Nu scria cumva acolo când ai ajuns? Nu e, ai scrijeli puțin să vezi că scria aici, de fapt ar trebui să trăiască Tomi Coconea? Că mie mi se pare că ăla e locul tău. Eu când am urcat și... Am, eram cu un prieten foarte bun din Straja cu Renato și mi-a zis, uite, asta e casa lui Tomi. I-am zis, Bă, ăsta, ăsta e locul lui, adică unde, unde să stea Tomi Coconea? Unde îl vezi? Jos, în pe pă, unde? În centru civic sau unde să stea? Nu, no, e clar că la era locul tău. Eu mai, mai în glumă, mai în serios, fetița mea care are trei luni, da? Jessica, am zis că chiar mi-am ales întâmplător cu o prietenă educatoare da. grădinița unde poți să aterizezi să o duc cu parapanta de acolo până jos la grădiniță deci o să ajungă Fai de ca. Este... Jessica o să fie vedeta. o este... să ajungă cu parapanta îți dai seama că este va fi de departe cel mai spectaculos moment pentru că ok mai duci copiii la școală de mână cu trotineta <laughs> cu bicicleta cu mașina dar cu parapanta, nu cred <laughs> că așa mai dus nimeni până O să fii probabil primul din istorie care duce copilul la școală cu parapanta. Mă uitam pe cifrele astea de la X-Alps. Kilometri zburați în cele 9 ediții, 18.000 de kilometri. Și ca să avem așa o, o dimensiune, cam cât s-a dat doar în competiția asta. Pentru că în rest, cred că nici n -are rost, nu cred că e numărat vreodată. Kilometri alergați în cele ediții, 9 ediții, 9.000 de kilometri. Tăticule, mi-am adus de reclama în care ne invită Simona Halep să facem măcar 5.000 de pași, mă. Bă, dacă am face măcar 5.000 de pași, noi românii am fi un popor mult mai sănătos decât suntem astăzi. Deci Tomi doar în ex s a alergat până acum 9.000 de kilometri. Diferență de nivel acumulată în nouă ediții, 180.000 de metri. Avem așa o dimensiune? Adică un metru știm cât e. O mie de metri știm, da. Normal, că ne închipuim. 180 de mii, tăticule, e o diferență, aș zice. Zile petrecute în cursă pe ediție 9-14 zile. Deci cam între și 9, 9 și da, 14 e pe zile. Da, de condițiile meteo. Să ajungi de la început până la sfârșit. După ce se ajunge prima tre, mai sunt 48 de ore. De exemplu, în 2011 a fost când am ajuns eu cu Elvețianul. Deci Elvețianul și eu pe locul 2 am ieșit. Deci după nu a mai ajuns niciun atlet. Nu a mai fost timp fizic. Fai de capul meu. Cel mai mare număr de kilograme pierdute. Vezi că la asta nu se gândește nimeni. Uite, iată dietă bună. 10 kg. Deci aș vrea să anunț acum că am descoperit cea mai bună dietă prin care poți pierde în maximum 14 zile 10 kg sănătos. corect Făcând mișcare. După aia faci anatomia pe corp, așa, se vede abdomenul, se vede tot, slăbești într-un mod plăcut, așa, <laughs> cu, sau un, uniform. <laughs> deci nu mai stăteau hainele pe tine, practic, când ai ajuns, nu? Cam pe aici e. Pentru parapanta e mai bine să fii mai greu sau mai ușor? Îs pe greutăți, Sunt cam și mărimea la tricou. Ah, okay. și parapanta la fel. Da, și parapanta la Și la parapanta fel. îți mai venea când ai ajuns la sfârșitul concursului? Eram cam în sarcina minimă, deci era sub sarcina minimă. Vez de că... multe da, da, e una, mai ai un avantaj, mai poți să i lest la tine, poți să mai... A, poți, poți să mai iei ceva, da, da. 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 Mai inversi mai greu. Faci un comision. Car ceva, îți Mai vine un prieten și zice, mă, Tomi, tu ce faci? Păi plec de aici până dincolo. Ia și mie, clăparii. Știi? Deja ai pus 3 kg pe tine cum ar fi. Cel mai mare număr de kilograme cărate în spate. 19 kg. Bă, el nu pare foarte... Am mai luat și noi 19 kg. Când sunt copii mici, de exemplu, da? îi luăm în cârcă și plecăm cu ei. Da. Dar, atenție, copilul luăm și mergem și după 5 minute îi zicem și acum tati o să te dea puțin jos să mai mergi tu și hmm. în picioare. Păi când tu mergi practic cu alea 19 kg în spate, toate alea... Dacă e o zi ploioasă de la 5 dimineața până la 11, da. ești în continuu cu acele kilograme în spate Bașca. Și te simți ca un melc de la așa, că parcă ai căsat după tine, toată viața ai cărat. Mama, 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 mama. <laughs> la Monaco când te lași acolo ăla și ai răni pe umeri, zici, da, parcă zbori fără parapante. Da. <laughs> <A, simți, laughs> da. simți, simți că ți zbori zborul Zbor, direct, da. Da. <laughs> da. după ce ai aterizat da. pe Exact. Da, 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 da. Număr de ore dormite pe noapte 4. Da, Asta ce? Numărul maxim de ore dormite pe, pe noapte? 4. Că tu tocmai Acu... ai anunțat că ai avut și nopți în care n-ai da, dormit. Nu, au fost și nopți care n-am dormit de 8. Sau avem acum mai nou un Night Pass. Fiecare atel și alege o noapte când poate să meargă. Să mai nu? să meargă în continuu. Night Pass. Adică... A, Din deci, potrivă! Din potrivă! Ți a dat un. Da, da, da. avem un, o competiție, un prolog înainte cu trei zile de competiție și mai câștigăm încă un Night Pass și e bătaia mare pe acel Night Pass. -a a voi fost... vă dori să nu dormiți. Să nu dormi. Da. Și te obligă, așa cum îi obligă pe, deci nu știu, un de pătir. Exact, e un premiu. trebuie să, să, te oprești să dormi patru exact. ore. Exact. Păi bine, mă, că la ce în mintea voastră voi fi în stare să nu dormiți deloc de la început și până la sfârșit, dar nu poți să știi dacă nu încep să, cine știe ce. Strate... Strategic fizim. te poate ajuta la către sfârșitul competiției sau depinde. Sigur, să... sigur. Dar înțeleg că într-un an când te-ai pus la somn, ai dormit ai dormi puțin mai mult decât era cazul. Da, deci în 2007 când am ieșit vicecampion, am pierdut pe mâna mea, m-am simțit campion în mintea mea, am zis că chiar cântau și organizatorii weird champion, că aveau 100% că voi câștiga. Era elvețianul în spate mult și eram pe era aproape de coasta de Azur, căldură mare, mersesem toată noaptea de trecusem un pas da? și îi, am zis la Răzvan, la suporter, uh, că haideți să ne odihnim un pic, oricum ajungem de seară la Monaco în timp util. Și ne-am odihnit, am adormit, am zis că stăm o oră, dar am adormit vreo trei, da? sunau telefoanele în disperare, până la urmă au venit din organizatori și ne-au trezit că elvețianul s-a lăsat vântul și vine în zbor. Și după 14 zile de competiție, am luat bătaia la jumătate de oră. A fost... Vai de cap A fost, da. Că te de... Da, da, da. Deci a fost o șansă a mea ca să... Da, atunci, atunci am și primit distinția și ca și apreciere, care eram amândoi și ne contradiceam la fini ziceam, tu ești campionul, nu, nu, că tu ești. era așa o da, chestie da, foarte da, da, faină. Da, drăguț, drăguț, de, drăguț. De, de Și atunci ai luat și titlul de omul competiției da, de în da. 2007. Cea mai mare altitudine la care ai urcat cu parapanta, 6017 metri. Cred că deții și recordul, nu? În competiție. Da, recordul asta. în competiție, da. Cum era a 6000 de metri a fost în parapanta? Cu, uh, a ai fost, ceva mască sau ceva? Nu, Andi a fost frig. A fost un front foarte cald de la Grenoble în jos pe coasta de. spre sudul Alpilor. Un front foarte, foarte cald și eram la 2800 de metri, în general îți faci strategia să ajungi în orele de după ora 10, jumate, 11 pentru un punct bun de decolare și aștepți acolo, te uiți la detalii, la păsări, la nori, vezi când începe cum meteo și atunci decolezi. Că un zbor poate să dureze și 8 ore, 9 ore, un zbor, că zbor câte 2-300 de kilometri într-o zi bună. Nu te ia somn, așa? Am mai adormit un pic, în aer între termici, așa. Mă gândeam, nu știu, când avion te mai au. Păi și cântă unul, bagă și o muzică, nu știu ce, și optește pilotul. Bună ziua, suntem cu tare. stai să moță eu un pic. <laughs> da, și noi zburăm după niște culoare aeriene. Depinde de zonă, ai zone unde trebuie să o colești, zone interzise, zone de altitudine. Și, la și seara, aveți căști sau cum? Uh... Nu, deci am un GPS, am pe telefon, am Aha, pe GPS am și am întotdeauna... Și urmărești culoarul. culoarul. Și accidental l-am întrebat, nu numai accidental, am și întrebat că seara să faci strategia înainte de culcare noi la, ne oprim la 11, dar încă o oră stai să-ți faci strategia, mănânci. Da. Și l-am întrebat pe, pe Adrian pe suporter, îi zic că în Franța aici cât e liber. Face 10.000, e 5.900 și ceva, dar era, el e foarte tehnic așa, mi-a calculat din cauza presiunii atmosferice, ai voie până la 6.050 de metri. Și mi-a rămas așa în în da, limita asta. Și am decolat și am trecut un punct de control și Nebunia mea, când am început să urc și 4.000, eram deja am început să simt frigul, dar am zis, nu, mă duc și până în troposferă, deci așa eram și am, și am urcat, am urcat... Și la un moment dat, când am, am văzut coada ochiului 5990 și când am văzut cifra 6, urcam foarte rapid. Urcam cu 7-8 metri pe secundă. Deci dacă ajuta întârziam curentul. Da, exact. Dacă întârziam câteva secunde, intram în plafon și mă descalifica. Și atunci, în momentul când am văzut 6 cu cifra 6, mi-am acum menziile în jos și mi-am închis parapanta și am căzut vreo 50 de metri fericit că mi-am mi -am atins a schins, plafonul. A plafonul da, a fost, numai, da. Și ai, ai, cei 17 metri m-a aruncat din inerție. Da da, 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 da. Mamă, ce spectaculos trebuie să fie. Tot ceea ce faci e spectaculos. Accidentări, una. Din păcate ai avut una care n-a fost tocmai plăcută. Da, a fost... m-a fost, prins un front la, în, înainte de San Moritz, în pasul în Bergamo, da, eram la 4.000 de metri, ne, ne, ne dau mesaje când intră fenomene de feun sau vânt sau un front mare, ne dau mesaje, ne avertizează eu fiind la o altitudine mare am văzut mesajul foarte târziu trecuse în pasul, dar am zis că totuși nu mă întorc, reușesc să trec pasul și când am trecut pasul am început să zbor parașutați după cu spatele și eram da. într-o căldare la 2700 de metri și efectiv eu nu am căzut cu parapanta Am pilotam cu spatele am aterizat în căldarea respectivă și parapanta s-a pus velă și m-a izbit în niște bolovani uh, foarte, da, da, a fost uh, groaznic. Uh, șansa mea a fost cu un copil de 8 ani, cu bunica lui, făceau trekking în... Uh, făceau, creaking, făceau da, sport. Da, făceau așa, coborau de pe o munte pe dintre cătoare și plimbau, copii, cum zicem. Exact, mai. copiii, cum sunt curioși, au văzut toată faza și a tras-o pe bunicuța lui de mână. că Ce mi s-a întâmplat și a fost. A, am fost foarte repede anunțat la 112 că și a venit M-a și și recuperat, recuperat cineva. Fai deci de a cap, fost, așa o senzație. A, e, e un documentar, un film în înălțimile în neam, neamțului și am văzut sfârșitul acelui film exact, m-am văzut acolo într-o stare de inconștiență cum auzeam numai cum mi se taie hainele și palele de la elicopter le simțeam. Și am ajuns în acel spital la San Moritz. când am ajuns acolo, clar oricum sunt profesioniști am măsuri foarte rapide, Sigur. dar în momentul când am văzut că vine și elicopterul de la Red Bull și de presa și tot s-au prins că sunt în competiție și au venit mai mulți medici care erau în, în domenii și uh, chiar au făcut -o, o glumă. Eram cu dacă vezi ce semn, era fața desfăcută, aveam Hai dinții de, căzuți cu... și l-am întrebat pe medicul, pe chirurg, că o să-mi tăiați nasul, face nu, nu, ți-l face mai mic și mai frumos. Au <laughs> fost foarte glumeți. Da. Face Toma, nu s-au prezentat da, mă, fiecare. Da. Eu sunt ortopedul care te operez la cot, eu sunt stomatologul, eu sunt, deci Dragul fiecare de de s-au, da. prezentat și face... Ți-a dat, dat o încredere. Mi-a dat un încredere și sigur. face, stai liniștit, 24 de ore uh, o să fi. Uh, o să dorm puțin. O să dorm puțin, <laughs> exact. Da. O să te odihnești mai bine. Na, așa. Și a doua zi m-am trezit și m-au recuperat foarte bine era chiar atunci și în discuții în, dacă mă, 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 o să mai revin în competiție era în, 25, în 2015 s-a întâmplat incidentul da. și în 2017 am fost mai motivat și mai pregătit ca niciodată și anul ăsta se întâmplă la 10-a ediție ar trebui să fie tam-tam adică e o ediție cu totul aparte nu că întotdeauna cifra 10 a fascinat lumea de când există ea da, mi-a făcut și o prezentare frumoasă că legendarul revine. Așa, așa este. Da. Așa, e, așa, ești tu numit da. acolo în competiția asta. Da, legendarul da. Toma Coconea. Parcă mi-și aduc aminte. Deși da. tot ei zic Tomi, că de la, bănuiesc că Tomi de la ei îți spuneau de acasă de când erai mic Tomi? Da, de îți când erai mic, da, da, E, când încep să te alinte au... fani, e clar că ești foarte iubit. Da, cu Crazy Man, Toma Coconea. Coconea, exact așa. Toma Coconea, exact. Da, e foarte drăguț cum... Cum, cum, lumea te percepe pe tine la adevărata ta valoare. De asta vin. Cred că am reușit să demonstrăm numai din discuțiile pe care le-am avut în uh, momentele astea anterioare de faptul că tu probabil reprezinți, cel puțin în opinia mea, cel mai bun ambasador al Văijiului. Uh, eu cred că zona aia are un potențial uriaș. Sar acum de la una la alta, de fapt mă întorc la tine acasă. Pentru că uh, eu am ajuns uh, datorită pandemiei, că vezi că întotdeauna în, în, de fiecare dată când e ceva rău e și ceva bun la mijloc. Am ajuns să, să descoper frumusețile locului. Am ajuns la straja întâi și am fost realmente ferme, ca sunt îndrăgostit de locul ăla, de tot ce înseamnă straja oamenii de acolo, munții așa, și așa mai departe. Și încă de la prima întâlnire, unul dintre oamenii locului, care de fapt este din Petroșean, deci e fix din Parâng, e om de-al tău cum ar veni, a zis neapărat trebuie să mergem într-o zi într-o excursie în Parâng. Și a pus chestia asta aminte și a și făcut-o. Atunci când m-am întors acum în februarie în Straja, Renato, ca și-l cheamă, m-a suit într-o dimineață mașină împreună cu cei doi copii ai mei, Ryder și ei, și am venit în Parâng. Și cu ocazia asta am sesizat că de fapt Știi cum e? Zona asta e o zonă defavorizată, așa o știm noi cu toții de foarte mult timp. Și e ceva nedrept la mijloc, pentru că e multă nedreptate și în ceea ce îi privește pe oamenii aia, care ar trebui să se bucure mai mult de toate frumusețile locului și de potențialul zonei, și e o nedreptate și pentru zonă, pentru că, bă, știi ce se întâmplă? Astăzi au fost, sunt închise multe din minele alea, dar zona aia a stat dintotdeauna pe o mină de aur, fără ca noi, românii, să conștientizăm lucrul ăsta. Eu l-am simțit anul ăsta văzând cu ochii mei ce se întâmplă și intuind potențialul pentru că nu trebuie să ne gândim doar la lunile de zăpadă, doar la lunile în care se practică sporturi de iarnă. Noi trebuie să ne gândim la Valea Jiului în toată splendoarea ei 365 de zile pe an. Pentru că pentru biking, pentru trekking, pentru alpinism, pentru tot ce vrei, plimbări montane, este E un, e un, colț de rai acolo ce se întâmplă. Da. și mai mult ca atât, cu siguranță ai văzut că zona e liniștită. Din păcate, mulți au făcut o viziune după mineriadele din 91 și așa mai departe da. și au făcut o viziune. Așa este și, 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 și au făcut asta o e percepere a și nu. E o zonă liniștită și. Foarte liniștită. Și nu, nu, cred că e drept, exact cum spui. Nu e drept pentru că oamenii au fost manipulați și pentru că noi, noi ar trebui să. Noi ar trebui să fim mai, mai mult împreună și mai puțin unii exact. împotriva altora. Pentru și că să am nu, avea mult mai mult de câștigat. Și nu se mai pună amploare exact pe uh, câteva cartiere mărginașe cu niște imagini uh, de migrație. Da, corect, mai, da, da, mai puțin uh, spectaculoase, spectaculoase mai frumoase. Da, 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 și da, și da. tu ai, ai văzut exact mina aia de aur care ești, uh, ești lefuită. Fai de, de Ce este acolo? E un potențial fantastic și un semnal de alarmă, pentru exact cum ai spus, uh, Pandemia, uh, cu, prin pand anul pandemic în care a fost, da. ne-am dat seama câți turiști pleacă afară în străinătate și ar putea să vină și la și noi. Putea să vină și la și noi. nu vin pentru că, de fapt, nu știu ce se întâmplă acolo. Și e vina noastră că nu reușim să-i să ajutăm să descopere lucrul ăsta. Pentru că, hai să spun un lucru, când am ajuns la straje, am zis așa, băi, eu mi-aș dori să fiu uh, ambasadorul acestei stațiuni. După care mi-am dat seama că, de fapt, straja este doar una dintre bijuterii și că, de fapt, coroana e mult mai mare. Și am zis că dacă mi-aș dori ceva cu adevărat, ar fi să devin ambasadorul întregii a Pentru că mi se pare că acolo este ceva superb. Există. Ar putea să devină uh, echivalentul, nu știu, Văi Zilertal din, din, uh, din Austria sau a Văi Alberg. A, atât e de frumoasă Valea Jiului. După care am realizat că, de fapt, cel mai bun ambasador al întregii văijiului ești tu, Tomi. Eu pot să vin doar așa și să te întreb dacă crezi că aș putea să ajut și eu și să poate să-mi împrumut și mie sau să zici, ok, de astăzi, cu puterea pe care o dețin eu, te numesc și pe tine ajutorul meu de ambasador al văijiului. Și poate mai găsim încă 2-3, sigur mai găsim, nu 2-3, găsim 20-30 de oameni. Toți vor dori să facă lucrul ăsta, atenție, pro bono. Nu vrea nimeni nimic, pentru că nici nu se pune problema să vrem ceva eu vreau doar să-i ajut și pe alții să descopere raiul ăsta care e acolo în Valea Jiului, cu toți munții aia, cu toate frumusețile alea locale Asta e un, e un prim pas pe care l-am făcut am zis uite e momentul să mă întâlnesc cu Tomi, mi s-a părut că e normal să îți ofer recunoașterea pe care cred eu că n-ai primit-o încă, să, să, să fiu eu primul care dă tonul la cântec și aici eu mi-am luat nasul la purtare și vreau să-mi cer scuze, nu sunt primul care face chestia asta Primul care a făcut lucrul ăsta și merită toate laudele este Mihaela Rădulescu. Eu cred că ea are foarte multe merite, iar ăsta e unul a, dintre așa ele. Așa este. Da. Ea a ajutat uriaș la popularizarea ta, firească de altfel, și a făcut tot un act de dreptate, dacă vrei. Și încă o dată se dovedește că Mihaela are mână bună la bărbați, dacă stăm să ne gândim. Adică, bă, toți bărbații pe care îi cunoaște Mihaela, zic, din grupul ei de prieteni, da, larg, Bă, toți sunt unu și unu. Că stăteam așa să fac așa o trecere în timp. Nu zic acum, nu mai cei cu care a avut relații în viață. O prietenie, în general. Bă, sunt toți unu și unu. Deci are... Femeia are mână foarte bună la bărbați și mai are ceva. Simte când cineva merită. Și eu, ea te-a simțit prima. Probabil că a ajutat-o și contextul ăsta legat de sponsorul mare, nu? Că lucrurile se intersectează pe acolo, e undeva, e un da, drum. Ea m-a și invitat după aia, m-a invitat ulterior, am și participat la de, de, trei ediții de, de, la o competiție la Mont Monte Carlo, la No Finish Line, unde se aleargă 8 zile în continuu, fiecare a, 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 aleargă cât, cât poate într-un perimetru de un kilometru cu cip la picior. Așa. Și m-au luat, au luat un râs așa, oarecum francezii, că au zis că o să l chemiu, o să -l un prieten din România unde o să câștige acea competiție. Și m-a invitat chiar înainte cu o lună, alergasem Petroșani s-a unit cu un oraș din Ungaria, Varpolata, da? și am alergat 600 de kilometri până acolo și am făcut o tendonită ușoară la picior și m-am dus și eu că i-am promis mie ei că o să merg, Așa? Și... Și primele patru zile alergam, eram pe locul 4, 5, alergam și o pătând, trăgeam de mine și toți spuneau că mâine se oprește, sigur, păi mine se oprește. Acea tendonită, de fapt, prin forța psihică, așa, m-a ajutat să. că e un sânge coagulat la. Da. așa. Și a dat drumul după patru zile și alergam normal, deci eu, de fapt, m-am vindecat prin Băi, alergat, așa. Și am ajuns pe podium în acea competiție, am recuperat și a fost o chestie frumoasă și am mai participat. E fiecare kilometru, e, se donează un, pentru copiii din Africa câte, câte un euro. Ce frumos! Da. Tu ai foarte multe idei și mi se pare și normal. Printre bijuteriile zonei Parâng, de unde ești tu de acolo, da, este și un telescaun foarte vechi. Cam de, din ce an e telescaunul ăla vechi? Din uh, 73 75... 5, cred, 75, da. da. Deci, as... deci da. anii deci... 70. Eu un A... ca un vechi, care sper din tot sufletul, o spun acum ca să rămână spus și să fie public, sper din tot sufletul să nu-l să nu dea jos niciodată, să-l păstreze. Dacă cineva își dorește să adauge instalații de cablu și sper să facă lucrul ăsta cât mai curând e posibil, necesar, și în parâng și la straja de altfel, sper să nu culce la pământ lucrurile frumoase. Deci, ăla, ăla o să rămână o bijuterie toată viața lui. C Cât consumă telescaunul ăla? Are 45 de kW, este cel mai rentabil. Deja de, după de la 5 turiști în sus, e pe, <laughs> el își, își face treaba. Își face treaba. Da, și uh, plimbarea de vară, 20-25 de minute, este plimb, 25 de minute face până în partea de sus, 24 de minute, uh, e o plăcere să admiri în spate toți versanții a Retezatul și Urianul și așa mai departe. Sunt variante o grămadă unde se pot face și să nu mai existe orgolile astea, să zic așa, de instituții, când uh -huh. că rom se dau vina, ba pe rom silva, ba pe... Deci ar trebui cumva să ne unim și să fim conștienți că nu trebuie să mai gonim, exact ce la discuția care am avut-o, să nu mai gonim românii să plece afară în, în străinătate. Nu, să... din potrivă, trebuie să dăm motive să rămână. Motive să rămână. Să Atunci rămână aici, exi da. Există niște proiecte care sunt blocate prin niște motive de astea uh, absurde, să spun așa. Pentru că nu cred că toată lumea înțelege beneficiile, dacă mă întreb pe mine, Tomi. Că dacă ar înțelege beneficiile, cred că toată lumea ar putea să realizeze că, de fapt, nimeni nu merită să blocheze nimic. Sunt foarte multe lucruri despre care o să și vreau da. să discutăm. Vreau doar să te laud pentru ideea asta. Știi că multă lume zice așa, bă, cât face telescaunul ăla până sus? 24 de minute. Aoleo. Ce aoleo, mă? Dacă stai să te gândești, noi toți alergăm non-stop. Nu avem sentimentul ăsta. Poate tu mai puțin, că tu trăiești, cum să zic, o viață pe care ar trebui să o trăim cu toții din punct de vedere al sănătății, al faptului că petreci foarte mult timp în natură, că te miști. Dar la noi totul e o goană din asta aiurea. N-a pus să te mai bucuri de nimic. Am pierdut cu toții răgazul. Nu mai avem răgaz, nu mai știm ce înseamnă să o luăm așa într-un ritm normal. Telescaunul ăla te aduce puțin cu picioarele pe pământ, te întoarce la o viață normală. Dar, bun, pot să accept că în goana zilei de astăzi, poate că 24 de minute e un pic prea mult de la baza muntelui până unde să termină, mă rog, Telescaunul, care nu înseamnă tocmai vârful muntelui, e mai pe la jumătatea, așa un pic. Uh, un pic mai sus de tine, nu se termină. Pe la cecot 1700 uh, cât o, să fie? O, 1780. E, o -o, aproape deci 1800. Are, are 680 de metri diferență de nivel. De nivel. Perfect. Dar acum... Ideea mi se pare genială. Bă, dacă tot râdeți de el și spuneți că e încet, hai, mă să vedem. Oare nu alergăm noi mai repede decât el? De unde a pornit povestea? Că <laughs> că e, e foarte <laughs> aia asta, Adică, este o întrecere cu telescaunul, dar e foarte mișto Când am auzit prima oară de ea, mi s-a părut de senzație. Am zis, bă, uite mă în sfârșit. Ce înseamnă omul care, în loc să se să, să sufle devine o mă, creativă. Mă. Și zice, păi cum, care e problema noastră? De, de unde a venit ideea asta, Tom? <laughs> da, a plecat de la o joacă, să zic așa, cu colegii de la Salvamont, prindeau câte o victimă, așa, câte un turist jos la baza telescaunului, unde se deau la bar la câte un ceai, și când auzeam Tommy, ziceam, aoleu, iară, iară, iar am găsit pe careva. Puneau au, si. câte un pariu pe câte o ladă de bere. Da. Că tu mai repede decât da, să ajung înaintea lor. Să-i să mă schimb în Adidas, să alerg până sus, să... Nu, duc altfel trebuia să dai o ladă de bere <laughs> <laughs> Și de aici ți-a venit ideea da, Păi te. nu facem mă noi o competiție Bă și am fost extrem de plăcut impresionat Să văd că la competiția nu au participat numai adolescenți Ca să zic așa Cea mai uh, respectabilă vârstă care a fost? Păi eu cred că aproape 60 60 Fai de cap de cap de. Deci chiar uh, Toți au trecut linia de finish Și toți să primesc o medalie la finish Și participă uh, trei ediții au fost podiumul care au bătut telescaunul scaunul fizic și anul ăsta am avut record, 8 atleți au bătut telescaunul 8 atleți au bătut telescaunul, au ajuns mai repede decât telescaunul sus. Băi, e de senzație. De senzație tot ce se întâmplă acolo și nu, nu, fac decât să, știi cum, aproape că mă simt vinovat că discut abia acum despre lucrurile astea și că aflu abia acum și le vorbesc despre ele abia în momentul ăsta. Pentru că mi se pare că are un potențial uriaș și toată zona aia și, într-adevăr, cheia e asta în care oamenii realizează cu toții potențialul, inclusiv micile comunități locale, pentru că și ele ar putea să fie într-o concurență. Cei din strajă să zică, mmm, noi suntem mai buni decât cei din uh, parâng. Și cred că aici nu și are rostul genul ăsta de competiție. Nu și are Pentru rost. că adevărata valoarea a voi ar sta fix în întregimea, în totalitatea ei. Ia, hai să ne gândim la cazul ideal. Eu sunt un turist, ajung pe Valea Jiului, și nici nu mă interesează unde mă cazez, pentru că oriunde m-aș caza, oricare dintre stațiunile viitoare din Valea Jiului, e la fel de frumos, pentru că ce să vezi, toate împart același domeniu schiabil, care este cât toată Valea Jiului, pe toate lanțurile. Asta alea fi amontoase. idealul. Ăsta e idealul. Și de ce să nu ne gândim la el? De ce să nu ne gândim la el? Cu o singură cartelă pot să mă dau peste tot. Din momentul ăla știi cum te duci, deci nu, nu mai ai niciun fel de problemă. Zona, slavă Domnului, are zăpadă. Are. Sunt, sunt zone unde minim, minim, în anul cel mai, cu precipitații cel mai mici, au fost de 4-5 luni zăpadă pe an minim. Deci nu-ți spun că au și 6 luni e zăpadă, până în mai schiem pe niște versanți nordici, prin parâng, în spate și nu numai. Gândește-te că toți oamenii care acum simt că viața e nedreaptă cu ei, ar putea să devină niște habar proprietari de pensiuni sau să lucreze, că odată ce ai deschis un domeniu schiabil, brusc apar locurile de muncă. Tot, totul s-ar întoarce și s-ar ar ieși soarele. Nu, deci loc ar fi pentru, pentru tot să fie existe o acea unitate. Au avut blocaje, exact spuneai, de straja unde ar trebui să pună bariere să întoarcă oamenii înapoi în pe perioada de vacanță după Revelion. Pentru că, că mai nu mai încăpeau. Așa este. Deci, de azi zic că este loc și cu siguranță i-am încurajat să fac excursii de o săptămână cu schipasul care spuneai de el să descopere toate zonele și n-ar fi plictisitor să schieze pe aceeași pârtie în fiecare zi. Aia e. Deci, deci dacă și domeniul ar fi unul și l-ar împărți cu toți oamenii, s-ar plimba, ar fi, ar fi numai și numai beneficii de toate părțile. Ce ar trebui făcut? Sunt cam două, trei lucruri așa. Unul dintre ele ar trebui evident mărit domeniul schiabil. Ca să mărești domeniul schiabil, sigur, trebuie ca și instituția Rom Silva sau cum se cheamă să înțeleagă că e un beneficiu pentru întreaga zonă, deci pentru întreaga România în cele din urmă, pentru că România are un potențial turistic uriaș nefolosit la adevărata valoare niciodată până acum. Ar mai trebui sigur să se construiască niște să se pună niște instalații de cablu, corect, puse unde trebuie, în zone unde poate sunt mai ferite de vânt, de vânt. ca nu cumva să le pui de și bătă, să, să nu bătă. meargă, să zică tot timpul Păi azi nu funcționează instalația De ce? Că e vânt 30 la oră Păi o să fie mereu vânt 30 la oră sau 40 la oră sau 70 la oră Cauți zonele mai ferite 2. Nu ai ambiții din asta. Pune mie telescaunul exact. sau telegondola la mine Întâi că dacă mi-l pui mie aici Eu o să-ți dau mie de voturi Asta este o prosteală curată Care nu duce la nimic bun Din potrivă duce la ceva rău O să dau un exemplu și o spun Mă doare inima când dau acest exemplu este un vârf minunat, vârful Straja, care are un telescaun care este în administrarea primăriei și care anul ăsta n-a funcționat. Pe undeva poate că n-a funcționat pentru că, mă rog, nimeni n-a știut cum va evolua pandemia și atunci poate că primăria nu a vrut să-și asume responsabilitatea financiară de a angaja personal, de ține povestea asta în viață, că s-a gândit că dacă nu ai voie să deschizi rezortul, de ce să deschid un exercițiu financiar din care să ies în pierdere. Bon, Problema este că, uite că povestea a funcționat, iar telescaunul, ca orice instalație din asta pe cablu, dacă nu pornești, generează pierdere. Aici e ai problema. Și aici trebuie să fie cineva care să pricepe. Telescaunul nefuncționând, a înghețat, normal, instalația, niște stâlpi sau efectiv, sau au fost distruși doi dintre distruși, afectați să zicem deci partea asta cu roți, pe unde vine cablu de la gheață s-a culcat și s-a îndoit în secunda în care s-a îndoit, a, înduit, a pleznici și a, a, căzut și cablul de pe ei. Și acum, sigur, ca să repui instalația asta din nou în funcțiune, trebuie să dai niște bani. Dacă, de exemplu, această instalație ar fi fost dată celor care administrează instalațiile din zone acolo și ar fi zis, domne, nu-i dați drumul, că noi nu suntem de acord, că instalația noastră, dar știți ce? Țineți-o în viață. Adică nu puneți stelescaune pe instalație, dar să meargă singură. Costul ar fi fost realmente nesemnificativ, costul de întreținere și astăzi instalația ar fi fost bună de folosit și după ce s-ar fi încheiat pandemia asta, putea fi folosit. Bun, e o discuție, poate că nu e locul potrivit în care a fost construită, poate că a fost și -a la un heirup de moment. Lucru făcut e bun făcut, dilu făcut e bun făcut, nu mai stai să-l mai judeci. Bun, prost, bă, ăla e, l-ai făcut, l-ai semnat, gata mă, plecăm de aici încolo. Hai să vedem ce putem face de aici încolo cu ea ca să fie bine. Știi dacă s-ar fi, fi făcut o greșeală sau s-ar trebui lăsate anumite orgolii și uh, poți să faci reorganizare. Uite, de exemplu în Austria, uh, din cauza încălzirii globale, de, mută anumite instalațiile, mută la altitudini mai mari sau în cine. zone unde sunt zăpadă, deci nu e un, nu e un lucru nu rău. Nu un capăt de țară, nu da. un capăt de Totul se poate repara. Se poate Doar repara. să dorești să vrei lucrul Exact. După să, aia, să începi să dezvolți domeniul schiabil să-l mărești, unind domenii schiabile apropiate. O altă idee, o, o, un alt lucru pe care îl putem face, nu, adică nu văd ce, cine ar avea de pierdut ceva din toată povestea asta. Cum nu văd cine ar avea de pierdut din faptul că ar fi, de exemplu, o singură cartelă, pentru că sunt rezorturi unde te duci și nu poți merge pe toate cablurile cu aceeași cartelă. Și o să dau cel mai bun exemplu. Sinaia e chiar aici, la Doi Pași de București. Din nefericire se întâmplă și la straja lucrul ăsta și sunt convins că se întâmplă în foarte multe foarte locuri. Foarte multe. Și eu spun că eu m-aș fi dat prin ambele zone dacă aș fi putut să folosesc o singură cartelă. Și din cartela aia să-și tragă banii și ăla, și ăla, și ăla de fiecare dată. Pentru că astăzi e foarte simplu. Nu mai e pe genul că ai un bilet și n-a rupt cineva un bilet sau au închis ochii. Ai un, o cartelă electronică de câte ori treci cu ea pe lângă. Totul un... e transparent. E vine mea s-a marcat. Cine și-a luat banii de acolo? ăla, 4 lei, ăla, 5 lei, ăla, 3 lei. Deci totul s-ar putea împărți. Asta e, e doar o chestiune de voință. Iar oamenii locului cred că ar trebui ajutați să înțeleagă că atunci când au de împărțit puțin. Puțin ajunge la fiecare. Bogdan Buta, cel care organizează Antoldu, mi-a spus un lucru care mi-a rămas în minte. Mi-a zis așa bă, noi la Cluj avem o vorbă că decât să mâncăm fiecare dintre noi un rahat mai bine împărțim o prăjitură. Bă, mai bine să împărțim un tort decât să stăm fiecare să mâncăm cât un rahat. Eu cred că dacă noi începem să vorbim tot mai des despre lucrurile astea eu cred că o să înceapă ușor, ușor să o și România pe drumul corect înainte. Da, chiar și localnicii, tot vorbeam de mamărlani, de uh, au început să conștientizeze ce. Potențialul. Potențialul și uh, ce mult ar ajuta să facă acel agroturism și să dezvoltăm zona. Uh, chiar am, am, am avea ce să oferim și să atragem. Absolut, absolut. Nu numai românii care o pleacă afară, și străinii ar veni într-un mod. De... Așa este. Uite nu, să luăm exemplul parangului. Are două lucruri absolut spectaculoase. În primul rând, este ce a lăsat natura, ea așa, știi, sălbăticia. E frumoasă și aici noi trebuie să avem grijă să o protejăm, adică să nu cumva prin dezvoltare să-i uh, afectăm povestea asta. Trebuie să rămână și latura asta, că ea e frumoasă și va atrage foarte mulți turiști. Dacă, or să aibă, dacă o, o, o să aibă unde să fie cazați și cum să ajungă acolo ușor, sigur vor veni. Pe de altă parte, sigur că zona are un potențial uriaș și de dezvoltare în sensul ăsta, să se mărească domeniul schiabil, de exemplu. E mare potențial. Există planuri din cunoștințele tale în zona? Există planuri, dar cu siguranță mai trebuie să le fuite un pic și ajustate. Trebuie să începem cu o fundație, cum ai spus, trebuie să începem cu locuri de parcare, să începem cu. Deci, nu să facem anumite instalații, să le facem pe părți sudice sau să. Deci, nu, trebuie să începem cu ceva care să fie rentabil și să fie să nu apară nervozitatea asta sau blocajele într-un punct că trebuie neapărat să treacă pe la mine sau pe la tine. Deci aici... Da, a... asta e prostie. Asta e trebuie, să fie bune. trebuie să fie bune. Dacă sunt bune, da. oamenii le vor folosi și toți oamenii vor trebui cazați, hrăniți, distrați și toată lumea se va putea Toată bucur. lumea se va putea. Exact, cei 7 kilometri între oraș, între Petroșan și stațiune sunt 7 kilometri. cu acele schip pasuri cu autobuze care sunt și în Austria și peste tot. Da? Faci legătura între oraș și stațiune și acel centru civic poți să-l faci Are să o noimă. să aibă o noimă, faci un centru spa, faci o grămadă de lucruri care poți să-i atragi și Sigur. Să... Lucrurile, mie mi se pare că pe hârtie sunt atât de simple și e doar o chestiune de voință. Ea trebuie să fie într-adevăr la nivel mare. Pentru că dacă începi să te lovești de blocaj instituțional, te lasă nervi și zici, știi ce, mă, bă, o viață am. Și până la urmă abandonezi din povestea asta. De cele mai multe ori, frânele sunt puse de blocajul ăsta instituțional, când te lovești de instituțiile statului. Îmi pare rău că trebuie să spun lucrul ăsta. Dar eu când aud tot timpul de instituții ale statului sau de politicieni, bă, nu știu cum pierde cheful instantaneu. Hai că simt că ok, de aici o să înceapă discuții, că stai puțin, că nu știu ce, că regulile, că o fi, că legislația... Păi stați mă, dar nu e în puterea voastră să o schimbați în bine? Mai ales că vorbeam de aceleși blocaje, două instituții de stat. Deci, de ce se dau cap în cap? Asta nici eu n-am înțeles-o. Ăla zice, păi Rom Silva nu mă lasă, la că primăria... Păi stați puțin, nu sunteți instituții de stat amândouă. Nu puteți să vă întâlniți mă undeva să vorbiți, băi, stai mă puțin, nu e mă că vreau eu să mă îmbogățesc nici că vreau pe tine să te sărăcesc, sau să nu te iau pe tine în considerare. Hai mă să vedem, nu o fi mă, mai bine dacă transformăm Valea Jiului într-o mină de aur turistică? N-ar fi bine, inclusiv minele alea. Mă gândeam că poate pe unele dintre ele, ok, dacă tu le-ai închis. Păi de ce să arunci mă praful să le astupi? Ia fă mă, că Poate că unii copii ar fi curios să afle mă, cum e într-o mină. Eu aș fi curios să merg într-o excursie într-o zi în care bate vântul. Se întâmplă, da? 100 de km la oră. Se întâmplă și în Austria. Noi să nu rămânem cu impresia că doar la noi bate vântul. Și la ei se întâmplă că poți să te duci și trei zile să nu te dai deloc. Că bate vântul. Corect. Ce faci în alea trei zile, e întrebarea. Foarte simplu. Rupi restaurantele din stațiunile alea de acolo, rupi spaurile și termele care există la locul faptei și dacă cumva sunt oamenii deștept să facă și cât un muzeu în care să pună în valoare istoria locului, să spună, uite mă, aici, acum 100 de ani, că astăzi îi vedeți pe toți, sunt proprietari în turism, în part, com, ca o comunitate locală, cum se întâmplă și în Austria și sunt proprietari pe instalații de cablu pe tot ce vezi aici și sunt oameni fericiți în bunicii lor erau mineri, băi extraordinar. și ce făceau hai să vedeți cum se chinuiau oamenii aia, să aducă o bucată lucrau, de pâine exact. acasă și o să te duci fascinat, sigur că tu nu o să poți să cobori în condițiile reale, că e inuman ce se întâmplă, adică doar în mintea noastră poate să fie pe hârtie că e simplu. Dar e suficient să cobor 3-400 de metri cu colivia aia să mergi un pic pe un Aolea, uh, tă, și deja un... Și deja ai... Asta zic. Păi puțin așa să-i dai unui om. Să vezi cum brusc respectul lui față de toată comunitatea, de breazlă, de loc, de istoria locului, de oamenii aia, brusc se schimbă. Și o să-ți aducă și mai mulți turiști anul viitor. Și ei o să vină cu și mai mare drag. Pentru că n-au cum să nu revină. Acum trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Mă, oamenii în zona aia, Bă, băiete, îi pui, îi pui, la rană. Mă. Îi pui la rană, Tomi. Deci, pe cuvântul meu, nu știu eu, nu, n-am întâlnit pe cineva în Valea Jiului de care să nu mă atașez așa, adică să-mi vină să mă întorc, să simt, bă, bă, tu erai rudă cu mine și eu nu știam. Mă. Îți dau cuvântul meu de onoare. Deci oamenii sunt ceva de... Îi pui la rană, n-ai cum. Iar lucrurile astea, cu tot respect, o spun. Eu n-am o... Mi se pare că suntem noi buri cu pământului. Bă, dar avem o căldură aparte. Mă. Bă, noi nu facem eforturi să fim calzi. Noi nu trebuie să, noi nu, nu, facem eforturi să zâmbim. Mă nou, când ne intră un om pe ușă sau când intru eu pe ușă în orice pensiune, din parâng, bă, când am intrat la Răzvan, la cabană la Răzvan, o, omul ăla zâmbea nativ, adică nu era... Și am intrat cu o gașcă întreagă, noi că am intrat eu. Orice om, când el zâmbește nativ, e... Bă, noi când dăm o țuică, mă, o dăm din suflet, mă, nu că știu că ai tu 10 euro și vreau eu să-ți iau 9 de ei, să nu cumva să-i dai altuia. pia așa e de la... Adică... Eu ți-o dau din suflet și tu îmi dai după aia banii din suflet, eu poate nici nu mai vreau să-ți iau și tu o să zici, ba nu mă, te rog, că n-ai tu idee cât de bine m-am simțit. Avem chestiile astea care nu se compară. Noi avem niște aturi care nu se pot întâlni în altă parte. Da, nu n-avem, uh, cum să zic, domeniul schiabil din uh, Austria, Elveția, Franța, Italia și nici nu o să-l avem. Dar câți kilometri trebuie ca să te simți bine până la urmă dacă stai să te gândești? Că eu m-am bucurat de strajia și de parâng bă, mi-a fost suficient, adică nu, n-am zis, bă, astăzi m-aș mai fi dat vreo 25 de kilometri și uite că n-am apucat, mă, că n-am mai avut unde, că am tăvălit toate pârtiile Nu e. În schimb, am avut o zi, îți dau cuvântul meu de onoare. M-am dus, am mai eram cu copii, mai eram și cu alți prieteni, cu alți copii, -o să ducem copiii la o pizza. Foarte bine. Hai mă că vă duc eu într-un loc la un prieten, nu știu. Am dus copiii acolo, am mâncat copiii pizza, eu cu prietenul, de l-am topomenit de două ori până acum, vecinul tău din n da ne-am la o masă. Am deschis o bere și a venit subiectul parâng. Bă, atât de tare m a fascinat că am văzut filmul ăsta, ca să știi de unde a plecat toată povestea. Uite că îi și dau play ca să nu avem discuții hmm. cu el. Rai, Rai, n-ai cum, cum să, să zici nu E nouă. făcut chiar acum recent. În 30. E și recent, da. Aici e meritul și al altui băiat pe care îl cunosc. Uh, Dan, Dan îl cheamă. H.D.M. Dan, pentru cine vrea să-i cunoască portofoliul, îl găsește și pe Facebook și pe YouTube. Dan este pasionat de filmatul cu dronele. Și o face la fel, din pasiune pentru frumusețile locale. Este... el a ajutat uriaș la descoperirea acestei zone. Am văzut filmul ăsta și am rămas vrăjit, îți zic sincer. M-am uitat și am zis, mergeți liniștiți înapoi în rezort. Ei s-au dus să dea, am rămas în continuare cu Renat. Bă, și mi-am dat seama la un s-a făcut, nu știu, patru jumate. Vreau să fac o precizare. Noi, pentru că suntem o țară mai săracă, dintr-o și straja face parte dintr-o zonă defavorizată, care este Valea Jiului. Cablurile nu se închid la ora 4 jumate. Să închid la ora 9 seara Să nu se supere oamenii, dar asta e Cei care administrează locul Au zis că pot ține cablurile astea Deschise până la ora 9 Și e nocturnă în fiecare seară să fie toată mai fericită Ghiște, dar n-am avut nicio clipă Cumva vreun regret Că, mamă, astăzi nu mi-am făcut cei 400 de kilometri pe care puteam să-i fac să mă dau Că nu despre asta e vorba E vorba despre cât te poți bucura De tot ce te poți bucura la fața locului Iar în ziua aia eu m-am bucurat mai degrabă de oameni și de toată emoția locului. Și când am plecat de acolo, mi-am dat seama că eu n-am mâncat nimic. Și m-a luat ușor și foamea și am zis, ai, lasă că mă opresc la ben să mănânc o ciorbă. Și asta am și făcut, am urcat, am coborât în pădure frumos și am ajuns din nou altă atmosferă, altă bucurie. Deci, bă, bucurie după bucurie, care nu mai avea neapărat legătură cu kilometri ăștia de părtie, ci cu lucrurile pe care, hai să fim sinceri, noi le căutăm când mergem în vacanță. Noi mergem în vacanță că vrem apropiere, vrem căldură sufletească, vrem să ne bucurăm unii de alții. E mai mult decât câte coborâri trebuie să fac ca să-și merite cartela aia banii. La noi nu e problema asta. Că la noi e o cartelă și costă mult mai puțin decât în Austria. Deci eu cred că avem un potențial uriaș. Trebuie doar să depășim această fază în care să avem impresia că tu, Tomi, mă concurezi pe mine și eu te concurez pe tine și de fapt să realizăm că noi suntem frații amândoi și că dacă noi ne adunăm împreună facem din valea asta a Jiului, valea care vrei tu, Albert, Thielertal, tu te pricep mai bine ca mine, eu mă rog, am fost de două-trei ori pe acolo, nu un cunoscă tu Mă bucur că vezi lucrurile așa Andy, uh, chiar uh, mă, mă bucur că punem așa umărul uh, să încercăm cumva să să-i să stârnim să, să 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 pe oameni Să stârnim pe oameni Ai văzut, suntem la maxim 5 ore De, de București deci, nu, Așa este. deci de multe ori stai în trafic Ajungi mai repede decât ajungi la Poiana Brașov <răși> <De, răși> Ajungi mai repede deci. Pentru că Valea Prahovei E o problemă greu de rezolvat E superbă și Poiana Dar este exact cum ai spus Se ajunge la niște puncte de saturație deci, Saturație și acolo, da și a, iar dacă vrei să dezvolți, bă, e atât de simplu. Dezvoltă întâi domeniul schiabil, pentru că dacă tu începi să construiești prea multe spații de cazare și vin prea mulți oameni, oamenii se vor urca în rezortul deschis și o să înceapă să stea la niște cozi, cum stau pe Poiana da. Brașov acum. Stând la cozile alea, nu e mai prins a doua oară. Și acum mai prins, chiar am, des am descoperit lucrul ăsta, mai prins cu o tabără de copii. Eu mai fac și monitorie cu grupuri de copii în vacanțe. Da? Îmi plac ce foarte mult să lucrez cu copii de la an la an, din ce în ce mai mulți și doritori, și uh, nu numai copii, și a, și, și adulți, și adulți da. care descoperă uh, Muntele și Schiul, și te, Sigur. e întreagă. Deci, de la an la an, deci e un semnal de nu la Răsescu. Și uh, acum s-a deschis și autostrada din partea dinspre vest, uh, vin foarte ușor și străini Deci, e un moment istoric. Dacă noi acum nu suntem conștienți în al 12-lea ceas, Nu, hai să o luăm altfel. Nu. Hai să nu punem partea negativă. Eu zic să fim conștienți, mători. Tocmai că trebuie să fim Eu conștienți. Eu zic așa, să ne bucurăm de capitalul de imagine pe care l-a câștigat Valea Jiului anul ăsta și să facem tot ce omenește posibil fiecare dintre noi, nu numai că să nu-l pierdem, ci să-l amplificăm. Mai avem da. și ajutoare. Eu nu cred că să fac ea prea curând tam tam ăsta și cred că acel, acest capital de imagine va mai fi dus și anul viitor. Deci încă sunt șanse, dar nu trebuie să ratăm. Adică voi nu trebuie să ratați. Mă, stai să ne înțelegem. Eu nu dețin nimic în Valea Jiului, decât prieteni. Atât. E tot ce dețin acolo. Prieteni. Ăsta e marele meu noroc, că mi-a dat Dumnezeu prieteni în Valea Jiului. Atât. Oameni minunați. În rest nu dețin nimic. N-am procente la nicio pizzerie, la nicio... N-am nicio pensiune, nimica. Nu exclud. Poate într-o zi o să vină ideea asta să investesc. Că nu văd de ce. Oricine dintre noi ar trebui Corect. să facă dacă simtă lucrul ăsta. Corect. Dar cred în același timp, fără a avea niciun interes personal, eu că n-am niciun fel de interes, bă. cred că oamenii ăia merită, merită să se bucure de mina aia de aur pe care ei stau și nimeni, nimeni n-a vrut să le spună până acum. Atenție! Voi stați pe mina de aur. Nu vă mai ambalați cu mina care poate nu mai reușești, că nu mai ai ce să tragi și din subteran cât no, poți să tragi. Când... Să dăm cenușa aia jos de pe mina aia de aur. Da, așa? ați tras suficient cărbune. Dacă mai dați acum puțin cenușa aia, o să vedeți mina de aur pe care stați. Și de aici, viața tuturor să va schimba în bine și România o să devină cu adevărat ceea ce eu cred cu tărie că ea poate să devină. Bă, și noi, în sfârșit, o să realizăm mă, că suntem frați mă, cu toți. Și o să închidem o dată cu ăla care nu știu ce și ăla care nu știu ce. Bă, eu mă bucur când îți spun, când am văzut oamenii și mi-au spus, bă, noi suntem omărlani. Bă, vreau să aflu despre voi, cât mai mult. Da, vreau să mă bucur de cultura locală, de specific, vreau să vă înțeleg. Vreau să văd de ce vă bucurați voi, care sunt grijile voastre, că sunt convins că ne bucurăm de aceleași lucruri și avem aceleași griji, mă frate. Și asta e, asta e frumos în viața asta, până la urmă. Și asta este marele câștig pe care l-am avut eu de pe urma pandemiei. Faptul că am descoperit această zonă și acești oameni minunați. Mare câștig. Pentru că eu nu socotesc vacanța în kilometri de pârtie. Să o în kilometri de dragoste. Da, și nu trebuie să conduci 1000-2000 de kilometri până... Sigur, iar kilometrii de dragoste pe care i-am găsit eu în Valea Jiului, bat toate miile și sutele de mii de kilometri de pârtie din toată lumea asta. Ne bucurăm și invitația rămâne făcută să vezi Valea Jiului și din aer, cât de da. curând. Neapărat. Aici, aici intru pe specialitatea ta, simt. Simt că intru pe specialitatea ta. Tu ai început da. să te antrenezi acum pentru Exalps 2021. Pentru Ex -Alps, da, în perioada asta fac foarte mult volum, de tură care sunt îndrăgostit de schiul de tură. E, cred. Deci schiul de tură e ceva fantastic, cel cu piele de focă, cu legături pentru cei care nu știu, știi despre ce foarte bine că e despre cei vorba. Tot de... în m-a ajutat să mă îndrăgostesc și eu de schiul ăsta de tură, care de fapt la noi e snowboarding de tură, dar e la fel, pentru că da. și aici trebuie să știe toată lumea. Skiers and Snowboarders Unite. Adică noi suntem cu toții o singură o comunitate. Singură. Oameni care iubesc să se dea la vale pe ceva o scândură sau două scânduri. Neimportant. Și uh, mișcarea e atât de naturală și de frumoasă, te bucuri de peisaj, nu știi când face cei kilometri, lucrează tot cu... Este... Este super. Iar peisajele pe care le accesezi cu schiul sau snowboarding-ul de tură, sunt realmente, pare că cineva, nu știu, povești. Tu ai impresia că sunt povești, dar ele sunt realitate. E, e, independență totală. Știi cum e? Când ai ski sau snowboard din tură, nu mai ești legat de nimic. Urci cu pieile de focă la deal, cobor fără ele la vale. Exact. exact. Și eu pe foarte mulți din prieteni și așa încerc să le, le pun ochelarii aia să vadă și zona de după munte, să, să, vadă cu adevărat bogățiile noastre care... Tu le știi, pe <laughs> care tu le știi, Tomi. Tu le știi că ai crescut printre ele. Și ca să, mă, ca să închidem tot cu x cu care am și început și cu povestea asta ta, ai vreo, vreo dorință anume legată de participarea ta anul ăsta în, la cea de-a 10-a ediție? În primul rând vreau să termin cursa motivant și să ajung bine la Monaco, dar nebunia mea de 20 de ani, exact 20 de ani se împlinesc, e să câștig o dată competiția asta, dacă se întâmplă. Dacă nu, nu, sunt dezamăgit, sunt la fel de fericit că am avut ocazia și prilejul să reprezint România 20 de ani la această competiție și o iubesc. E o olimpiada mea personală și mă, chiar vreau să mă bucur de cursă. Îți doresc din tot sufletul să ajungi cu bine la sfârșit sau și câștigi. M-aș bucura foarte tare pentru tine. Nu pentru noi, m-aș bucura pentru tine să câștigi. și deci vreau să spun un singur lucru pe care tu lintuiești. E mai puțin important cine câștigă. Corect. Pentru că tu nu poți să știi care este exact, de fapt, menirea ta pe pământul ăsta. Poate că menirea ta este să întorci lumea din Valea Jiului cu sus în jos și tot ce e astăzi greu să devină bun și plăcut. Poate că ăsta e rostul tău în viață. Și poate că X Alps și toate competițiile în care ai participat și toate nopțile în care ai degerat de frig și toate accidentările pe care le-ai suferit erau doar o parte din drumul ăsta. Ca tu să ajungi să ne deschizi nouă ochii, să ne uităm la tine, să te luăm pe post de model și cu ajutorul tău să descoperim zona aia și să schimbăm tot acolo. Mulțumesc. Chiar vreau să fac o mică paranteză. Eu mă antrenez indiferent de unde sunt, de exemplu, dacă aș fi rămas, dacă mai rămân o zi în București, am echipamentul la mine în porbagaj, mă duc undeva într-un parc, alerg și îmi fac antrenamentul. Uh, alergam pe un stadion, da. și uh, doi adolescenți mă, mă opresc, uh, mă, mă rog să mă opresc un pic dacă pot să fac o fotografie cu ei și mulțumesc. Și zic, de ce să mulțumiți? Face, uite, datorită ție m am lăsat de fumat și m-am apucat de sport. <laughs> și a fost așa o, o împlinire sufletească și <laughs> chiar m-am făcut așa, mă simt bine în ziua aia respectivă, foarte. Tomi, ești minunat. Mulțumesc. Asta vreau să spun. Ești minunat și încă o dată îți mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mă simt realmente onorat. Vă las neapărat mai jos în descriere toate linkurile prin care îl puteți urmări și susține pe Toma Cocone. Și vă invit din tot sufletul să faceți asta. Abia aștept să vă citesc comentariile. Sunt Andy Moisescu. Mă înclin. Voie bună!